Șantaj la tamponare, cu asta spun polițiștii ilfovenii că se ocupau doi tineri din Ialomița. Accidentau intenționat alte mașini după ce le făceau semn că le lasă să treacă și apoi le cereau banii șoferilor. Altfel îi amenințau că se duc la poliție. Suspecții au fost prinși în flagrant. Mica afacere a ieșit la iveală când un bărbat de 51 de ani a depus plângere la poliție. Așa au descoperit polițiștii ilfoveni un nou mod de operare, șantajul la tamponare. Suspecții se deplasau pe drum cu prioritate, opreau și invitau un alt conducător auto să traverseze intersecția, moment în care accelerau și intrau în coliziune cu acesta. Ne-au făcut semn să intrăm în intersecție și în momentul când am intrat în intersecție, au accelerat brusc și au venit spre mine. Au intrat cu mașina în tine? Nu, eu am dat pentru că n-a dat prioritate. Nu prea tare ca să nu avarieze prea mult mașina, dar nici prea ușor. Unde ți-a lovit mașina? În care? În ce parte? Sticla la far, în partea dreaptă. După impact, șoferii au schimbat numerele de telefon, însă suspecții insistau să nu declare accidentul. Ți-a permisul, zice, dacă mergi la poliție. Victima a sunat la 112 și s-a dus la poliție. Între timp, indivizii îl tot sunau și cereau bani. Ca să nu așa, ne dați 2 milioane. Au negociat și au ajuns la suma de 100 de lei. Victima s-a dus la locul de întâlnire cu tot cu polițiști. Acolo indivizii au fost prinși. Mai intraseră într-o mașină. Păi că nu există probe și nu există fapte. Oamenii nu știu să circule și vin și face plângeri. Înseamnă că acum orice tamponare se întâmplă în țară, vine omul și spune o plângere și ca să nu se ia permisul. Cei doi suspecți sunt cercetați în stare de libertate pentru șantaj.